Un fost angajat al carierei Jilț trece prin clipe grele după o intervenție chirurgicală. Colegii lui Eugen Oprea au făcut apel pe rețelele de socializare pentru donatori de sânge. Bărbatul a fost diagnosticat cu hemoragie internă, operat, iar acum are mare nevoie de sânge. Azi am aflat despre situația în care se află fostul coleg Opra Eugen, Jean, cum îi spuneam, fost coleg la investiții MC Jilț, șef mecanic în Jilț Sud. A fost operat sâmbătă la spitalul din Târgu Jiu având hemoragie internă, acum fiind la secția ATI în același spital. Este nevoie pentru mâine de donatori grupa 01 RH negativ, vârsta maxim 52 de ani, la centrul de transfuzii Târgu Jiu. A fost apelul făcut de unul dintre colegii fostului miner.